Luxandra Pleșa este cu noi. Încă din promo ați aflat că azi avem un subiect hot, fierbinte. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să fiți sinceră cu mine, ca și cu un prieten din grupul de prieteni care acum încearcă să aducă pe lume un copil. Există vreo legătură între alimentație și fertilitate? Foarte mare legătură, directă, demonstrată, cu studii. Mai bine zis, trebuie să începi să mănânci sănătos încă dinainte să o cunoști pe mama copilului tău. Mă rog. Cu 3 luni înainte trebuie să începi o dietă potrivită, dacă vrei să fii sigur că poți procrea. Mai mult el sau mai mult ea? Despre amândoi. Vorbim despre dieta cuplului. Amândoi este important să mănânce bine ca să crească șansele pentru fertilitate. Și să începem cu bărbații, ca să fiu sigură că mă încadrez și că să înțeleg ce vreau să spun. În ultimii 40 de ani sunt în declin bărbații cu acea calitate a spermei, din păcate. Se vorbește mult despre telefonul mobil care stă în buzunar și afectează acest lucru, despre laptopul care este așezat în poală, dar studiile spun că și mâncarea este extrem de importantă. O și rosim, doamna doctor, trebuie să vă arăt niște site-uri. Deci și vina noastră? Că este pentru că mâncați ce nu trebuie. Așa, exact la asta mă mâncați gândeam. Mâncați carne procesată, care deci dăunează. Mâncați margarină, croissant, de exemplu, științific, cu margarină. Științific, da. Și mai faceți ceva. Beți cafeaua cu lapte și cu frișcă. Și bărbații care mănâncă lactate grase sunt mai puțin favorizați, spre deosebire de femei. Femeile, ca să aibă o fertilitate bună, pot să bea cafea cu lapte și cu frișcă. Deci suntem iarăși favorizate un pic, să spunem, din acest punct de vedere. Ei bine, la ce trebuie să mai fiți voi bărbații atenți? Vă rog. La antioxidanți, pentru că celula efectoare masculină, spermatozoidul, nu are apărare în fața stresului oxidativ, spre deosebire de alte celule care se mai descurcă. Da? Ei bine, spermatozoidul fiind atât de sensibil... E sensibil! Da, de aceea sunt mulți. Trebuie să găsească sprijin, da? Să-i dăm antioxidanți. Uite, voi ar trebui să mâncați în fiecare zi 2-3 nuci de Brazilia, care sunt extraordinar de bogate în seleniu. Așa le zice. Eu le-am găsit la minibar. Nu trebuie să vă duceți în Brazilia. Când am văzut prețul, m-am crucit. 2-3, de aceea am spus 2-3. Nuci de Brazilia, bun. Da. Puteți să mâncați și nuți alături de doamnele voastre. În anii 40, de exemplu, când nu puteai să ai un bebeluș, te duceai la medicul de atunci și tratamentul era o mână de nuci în fiecare dimineață pe stomacul gol și pentru el și pentru ea. Și astăzi studiile au descoperit că exact dacă mănânci 42 de grame de nuci, da, îți crești șansele la fertilitate. Aici avem vitamina E, un antioxidant extrem de puternic. Eu mănânc în fiecare zi, nu că trebuie să mă las. Păi, de ce? Poate mai doriți un bebeluș. Lăsați că vorbim. Uite, noi și despre... pentru asta mai avem aici o farfurie cu semințe de dovleac, care sunt foarte bogate în zinc, iarăși un element extrem de important. Mai puteți să mâncați și stridii pentru zinc. Și iată și peștele gras, care este necesar în familie. Pentru că sunt studii care spun așa, că un cuplu, dacă mănâncă de peste 8 ori pe lună pește gras, are șanse să procreeze în jumătate din timpul pe care alt cuplu nu l-ar folosi bine. Ați greșit studiul, vă explic eu. Șansele cu jumătate. Deci de peste 8 ori pe lună pește gras înseamnă că stai într-o țară nordică, deci te plictisești de fric, faci multă dragoste. Că mănânci macrou. Este atât de simplu. De 8 ori, vine de 2 ori pe săptămână. 2 zile macrou, 2 zile sardine, fără BPA, că bisfenolul și plasticul este un dușman al fertilității, da. Și pentru ea și pentru el. Hai, da? Da. Și mai mănânci și niște somon. Ce poate să fie atât de greu? Vă pun o întrebare... Și ajungem la doamne după aceea. Vă pun o întrebare din cărți. Vă rog, din studii. Se zice... Nu, din cărți astea, literatură. Dar nu de joc. Se zice că ea, dacă mănâncă scoici de astea de sebeau... Stridii. Așa, îi crește apetitul. Nu. Mănâncă și el, dacă o vede pe ea, mănâncă și el. Și acolo este zinc și omega 3 și este bine pentru el. Deci și știți, pe ansamblu cuplu reușește. Da. Deci era o minciună. E cool. Cu lovire tot către el. Am înțeles. Da. Bun, ia. Hai să vedem ce că să ea are grijă, ea se lasă de fumat, el mai fumează pe ascuns cu o colegă, știm. Da. Și bărbatul trebuie să mai și slăbească. Asta trebuie neapărat să spun, că atunci când este țesut gras în exces și bărbatul depune ca și doamnele cu șolduri, se face adipomastie, acolo este mult estrogen care dăunează, da? Dar femeia trebuie să aibă un nivel echilibrat hormonal, estrogen, progesteron, ca să ovuleze, ca să creeze condiții bune de implantare a oului, să nu piardă sarcina și atunci este foarte important să aibă
progesteron bun, da. Și aici ajută morcovul, un precursor de vitamina A. Banalul morcov? Banalul morcov. Deci toată lumea își face salată cu morcov ras. Și crud. Este crud, da. Okay. Apoi ne trebuie acid folic, folat. Se găsește în ceva verde. Dacă nu vă place salata, uite, brocoli, putem să punem garnitură la orice mâncăm. Da? Okay. Apoi, uite, doamnele mai au aici o rodie care este simbolul fertilității în China. Rodie pe zi, cum asistă? Sau măcar câteva boabe în acea salată cu morcov, da? Okay. Și cu somon sau sardină. Deci, rodia, simbolul fertilității, este plină de acid folic, de antioxidanți. Antioxidanții se luptă cu stresul oxidativ și atunci ai șanse mai mici să pierzi sarcina sau ca ea să nu se dezvolte corect. Este valabil și pentru bărbat, nevoia aceasta de antioxidanți, deci mâncăm și rodie din când în când. Și grăsimile, uite, avem aici avocado, grăsimile sunt extrem de importante pentru echilibru hormonal feminin și atunci mai pui niște ulei de măsline de calitate în salată, nu foarte mult. Mai mănânci un avocado așa la două zile, tot în salată, alături de ceva verde și de morcovul ras și puține boabe de rodie și iată că am făcut meniu. Și cred eu că dacă mâncăm tot ce e pe masa asta, n-avem cum să nu reușim. Ultima întrebare care a zice că nu are legătură cu medicul de acest gen, dar eu cred că are mare legătură. Spuneți-ne dacă un litru de împărțit în doi ajută apă, sau încurcă de apă, de alcool, de vin. Alcoolul este dușmanul fertilității, ca și țigările. Păi de ce? Că ne dă atâta curaj de îți vine uneori să... Păi vine, dar cum vine așa și pleacă. Nu, alcoolul nu este luat în studii ca fiind benefic, din contră. Trebuie să ne lăsăm de alcool cu 3 luni înainte de fumat, trebuie să pierdem în greutate, să ne asigurăm antioxidanții. Și alcoolul nu ajută decât îți dă curaj. Eu am înțeles. Și relaxare îți dă. Și da, relaxarea este foarte importantă când vorbești despre fertilitate. Și vasodilatație, de aceea, doamna, da, doctor. Recomandăm concedii, concedii. Aici sunt eu. Pardon? Bun. Și de preferat să ne destresăm. Am văzut în jurul nostru atâtea cupluri care imediat ce au scăpat de stres. Ba că s-au mutat mai la țară. Ba că unul s-a lăsat de tot de job să-l mai audă pe tâmpitul ăla de șef. Fără să facă lucruri suplimentare, ci doar mâncând mai liniștiți, mai calmi, au reușit să rămână gravizi. Așa, așa se zice, nu știu dacă știți. Am rămas gravizi. Așa este. Mulțumim tare mult. Mare drag. Suntem alături de cuplurile care încearcă și tot încearcă. Suntem într-o epocă în care nu știm cum am ajuns. E foarte greu să faci un copil, anatomic vorbind, deși procesul l-am văzut pe atâtea site-uri.